Amazonul e un loc neobișnuit și incredibil de misterios, casa unora dintre cele mai periculoase animale de pe planetă. Anume aici poți întâlni un șarpe gigantic, un păianjen ucigaș sau, ca alternativă, niște furnici nemiloase. În acest video am pregătit pentru voi o listă de monștri ai Amazonului pe care oamenii i-au capturat cu ajutorul camerelor video. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Anaconda. Despre acest șarpe există o mulțime de legende și povestiri, care vin din partea diferitor oameni ce au fost măcar o dată în regiunea Amazonului. Și putem să înțelegem că anaconda poate ajunge la 5 metri în lungime. Da, în istorie există cazuri când oamenii s-au ciocnit și de indivizi cu lungimea de 20 de metri, dar nu au fost confirmate nicicum. Nu trebuie să vă faceți griji, pentru descoperirea unui astfel de gigant este promis un premiu bănesc imens, așa că toată lumea va afla imediat dacă se va întâmpla undeva. După cum se știe, ochii fricii sunt mari, din cauza asta oamenii au inventat multe și mărunte despre acest șarpe. Că își mănâncă rudele, că agresiunea lui nu știe limite, că în general e ceva de genul megalodonului timpurilor sale și parcă da. O anaconda adultă poate să înghită un om matur pe de-a întregul, doar că noi pentru ea nu suntem o pradă tentantă. Acest șarpe preferă să vâneze creaturi mai mici. De ce s-ar obosi să lupte cu cele mari? Apropo, în timpul vânătorii, anaconda poate ajunge la 40 de km la oră, iar în apă la 25 de km la oră. Așa viteză e asigurată de niște mușchi bine dezvoltați, care o ajută să-și sufoce victima. E o reptilă foarte puternică. Forța de compresie este egală cu 60 de kg per centimetru pătrat. Dacă cineva a decis că poate să se ascundă de acest șarpe, e foarte posibil. Treaba e că anaconda vede foarte rău și aude și mai prost. În schimb, natura a răsplătit creatura cu un sistem nervos excelent. Nu am în vedere că poți să enervezi o anaconda foarte greu, ci că șarpele simte bine fiecare vibrație din jurul său și se orientează cu ajutorul lor. Aflându-se sub apă, anaconda nu respiră. Are niște supape speciale pe nas, care se închid atunci când se scufundă sub apă, unde poate petrece aproximativ 2 ore. Acești șerpi își înghit prada în întregime, începând cu capul. Mușchii lor se contractă activ, împingând victima înăuntru. În așa moment, anaconda e vulnerabilă, fiindcă cea mai importantă armă de apărare, capul, este ocupat. Durata înghițirii depinde de mărimea prăzii și poate ocupa până la câteva ore. Tarantula Lasiodora parahibana. Acesta este anume acel păianjen din lista de vânători nocturni, dar eroul nostru de astăzi nu e la fel de simplu ca și restul. El se diferențiază prin comportamentul său agresiv, în care nu va avea egali. Cel mai amuzant e că să răspunzi la agresiune cu aceeași monedă nu e ușor, căci acest păianjen poate ajunge la 30 de cm în lungime împreună cu picioarele sale, ceea ce e destul de mult. Aspectul lor e înfiorător și mușcătura dureroasă. Baza dietei păianjenilor sunt insectele, dar această tarantulă are preferințe speciale. Preferă să devoreze mici rozătoare. Și cum are loc procesul ăsta? Păianjenul își străpunge victima cu colții otrăvitori de 2 cm, injectând o doză de neuroparalizant. Astfel, victima își pierde capacitatea de a se opune și de a mușca înapoi. Apoi în acțiune intră abilitățile tehnice. Prada este mâncată pe bucăți, lent și fără grabă. Dar chiar și un astfel de păianjen metodic, agresiv și periculos va fi neputincios la întâlnirea cu furnicile militare. Ele sunt adevărata putere distructivă a Amazonului. Ele călătoresc prin pădurile Americii de Sud și nu-și creează locuințe permanente. Mult mai interesant, după părerea lor, este să locuiască în tabere temporare, locuri în care furnicile se adună și de unde organizează atacuri bine gândite asupra altora. Ok, acum sigur unora dintre voi le-a apărut întrebarea. Cum rămâne cu urmașii atunci când se deplasează mereu de la un punct la altul? Răspunsul stă la suprafață. Ei iau urmașii cu sine. Cum n-ai da, sunt niște tipi foarte puternici într-un număr mare. În timpul campaniilor și raidurilor nu văd bariere. Nu contează dacă în fața lor se află o pădure, un râu, o mlaștină sau altceva. Vor ajunge oricum acolo unde își doresc, iar cei care vor sta în calea lor vor cădea sub lovitura cumplită a spartanelor din lumea insectelor. Chestia e că fiecare dintre aceste furnici e foarte puternică, provocând o mușcătură atât de dureroasă ca unei viespe. În cazuri extreme, veninul lor poate provoca unei persoane
o stare de șoc. Furnicile militare totuși țintesc prezi mai mici, pe cele pe care pot să și le mănânce. Când cercetașul găsește o potențială victimă, le trimite colegilor de trib semnale, cu ajutorul unei glande de pe burtă. Mii de tovarăși răspund la chemarea lui și ce se întâmplă în continuare este foarte crud. Victima este literalmente măciolărită și iată într-o așa formă înfiorătoare este dusă în tabăra lor, unde restul pot să mănânce din ea. După ce aud toate aceste chestii despre creaturile din Amazon, parcă nici nu m-aș duce acolo. Nici nu aveam în plan, dar acum sigur știu că nu. De parcă e un loc pe care trebuie să-l eviți la sute de kilometri. Însă nu vă grăbiți cu concluziile. Când veți afla despre alte locuri periculoase, Amazonul și fauna sa vă vor părea raiul pe pământ. Există așa un loc ca insula șerpilor. De fapt există două, dar acum vom vorbi despre insula situată în Brazilia. Dacă cineva va zbura pe deasupra ei, în minte îi vor apărea următoarele gânduri. De ce acolo nu există turiști? E atât de verde, peisajele sunt ca din film, un fel de idilă. De fapt, totul nu e atât de senin. Chestia e că nu e potrivit pentru viață, literalmente, pentru viața omului, desigur. Insula e pur și simplu plină de șerpi. Ei sunt peste tot, pe drum, pe copaci, sub tufișuri, în ele nu ajunge un așa fenomen natural ca ploaia de șerpi. Și dacă măcar ar fi locuită de șerpi inofensivi? Nu, acolo trăiesc șerpii botrops, niște creaturi extrem de venenoase care nu au nevoie de a-și folosi de sarma. Păi asta e bine, nu? De fapt, chiar nu, fiindcă veninul se infuzează în organismul lor și devine mult mai toxic și periculos. Arctica. Dacă vă pare că tot ce e mai periculos sunt junglele sau iată așa insule pline de șerpi, ce veți spune despre locurile de după cercul polar? Niște locuri incredibil de frumoase. Există acolo însă ceva care nu ne va permite să ne plimbăm prin zăpadă fără griji și să savurăm peisajele. Este vorba despre urșii polari, care la prima vedere sunt niște pufoși drăguți. De fapt, sunt cei mai mari urși din lume și în același timp cei mai periculoși. Greutatea lor trece de 700 de kilograme, iar lungimea de 2,5 metri. Aceste creaturi vânează foci, cadavre de balene și atacă chiar și morse. Depinde de nivelul de foame și de dispoziție. După cum spun unele surse, atacul oamenilor este mai degrabă o excepție, ceea ce se întâmplă foarte rar, de la frică sau de la provocare. Totuși, atacurile cresc când animalele petrec mai multă vreme pe mal din cauza topirii gheții marine și pe măsură ce activitatea omului este tot mai populară în habitatul lor natural. Dar dacă vom vedea cu cine se lămurește ursul polar, atunci vom concluziona că omul pentru el e ceva de genul unui snack, în stilul ai mâncat și ai uitat. Columbia. Aceasta este o lume total diferită, plină de valori complet diverse cu caracteristicile sale speciale. Acolo există cineva cu cine niciun nu-i dușman nu i-ai dori să se întâlnească. Nici să n-aveți de gând să mergeți în pădurile lor, căci acolo se găsește broască. Nu glumesc, acolo chiar locuiește o broască, atât de periculoasă încât este numită cea mai venenoasă vertebrată din lume, broasca săgeată aurie. Este atât de periculoasă încât băștinașii îi folosesc veninul pentru a-și unge vârfurile sulițelor. Într-o singură broască e atât de mult venin că poți să ucizi deodată 10 oameni. Mai mult decât atât, e periculos să atingi locurile pe unde a fost ea recent, căci toată pielea corpului ei e doar venin. Din cauza asta, prădătorii care au avut curajul să atace această creatură mor, fără nicio șansă de salvare. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați riscat să mergeți în Amazon sau poate că ați fost deja. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!